Doamnelor, domnilor, mult iubitilor și stigmaților, după un miliard de ani în care n-am apucat să ne mai vedem, că da. Din varii motive, una, plecările mele pe la festivalurile de teatru, între timp m-am și sinucis, m-au îngropat, oamenii mi-au făcut și nu știți cu ce vorbesc. Da, nu, am văzut postarea... M-au îngropat, nu, ca să vă lămuresc, sunt foarte bine, mersi, ceea ce vă doresc și vouă, tuturor, și ție în mod special. Sunt, n-am nicio treabă, dar ce circulă pe internet nu e întotdeauna demn de băgat în seamă. Nu, băgăm în seamă, dar vedem de mai multe surse. Discutat, da? Da, că, cum să spun, acum e și campania electorală, trecând de la tine cu... șocul care l-ai avut când ai venit din Ardeal. Din țări străine. Din țări străine. Așa, apar foarte multe mizerii, știri false și alte treburi de genul ăsta, care nu sunt verificate, imediat sunt înhățate. Da, bun. Pe de altă parte, trebuie să îi acord omului ceea lui, adică el chiar a fost îngrijorat. Nu... Da. Omul care a scris, da, omul chiar a fost îngrijorat la modul că, băi, uite, ăsta e pe punctul să se sinucid. Acum nu știu dacă a înțeles substratul, da, sau... Nu știu cine a scris. Da, cineva. Cineva, pentru că chestia că eu am văzut mesajul tău când ai venit în roman, deci care l-ai postat pe Facebook și scria ceva de suicidal, nu știu ce, gânduri suicidal, dar nu m-am gândit nicio clipă, zic, am interpretat așa, te știam, zic, băi, un bun creștin ortodox care... Ăla e eu. Da. Nu are gânduri, nu. Știam că știi că viața e unică și că nu merită căcaturi de genul ăsta când nu rezolvăm problemele. Ne trebuie, de ce, de la ce am plecat cu chestia asta? Pentru că ne trebuie o dezvoltare și culturală și, în primul rând, ne trebuie o dezvoltare, cum să spun, mentală. O spirituală? Nu, spirituală, o dezvoltare de... educație. Educație, corect? Educație. Aici, da. Asta lipsește puternic la noi. Pentru că trăim într-un oraș în care orice dobitoc poate intra pe contrasens și mai face și scandal. Că de ce îl claxonezi sau de ce îi dai flash-uri și acum el sărmanul trebuie să dea cu spatele exact cei 20 de metri ca să se întoarcă, că m-a pătit-o Ciprian. Da, am văzut postarea. Da? Și îmi place că, ok, omul a reacționat, a dat niște claxone și eu aș fi claxonat și au sărit 80 de oameni în sus că de ce claxonezi? L-ai ajutat cu ceva? Oameni buni, trebuie să-l faci atent pe omul ăla acum. Înțelegi? La mentalitate trebuie neapărat să lucrăm noi. Da, 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 da. Și uite că ne ajută guvernul, se pare, Ministerul Educației și Cercetării, care vine cu precizări în ceea ce privește modul de desfășurare a sărbărilor școlare de Crăciun și de sfârșit de an, pentru că nu e așa, asta trebuie reglementat în sistemul de învățământ. Și asta. În rest, totul este bun. Mă, și asta trebuie rezolvat. Orice problemă, înțelegi? Într-adevăr, aș pune accent foarte mult pe toalete curate și mutate din curtea școlii. Da, din fundul curții școlii. În interiorul școlii ar fi de bună, da. Și să deci, adică, ca să fie, un semnal clar că suntem în secolul 21 și într-o Europa, nu în Africa, nu într-o Asie de Sud-Est sau în Orient, în Kazahstan, în Kurdistan. Da, în... Când zici de Orient, mă gândeam că te gândești la Dubai sau Qatar. Da, da, vezi că acolo s-ar putea să fie niște chestii... Acolo poți să faci budă cât să-și miște de jos în sus. Petrolul. Nu, da. Contribuie să mai adaugi mai mult petrol. Adaugi, da. Și gata. Nu, acolo s-ar putea să fie niște diferențe de astea între lux și... Ev mediu, comună primitivă, posibil spunea să fie... Spunea cineva ieri pe Facebook că, apropo de accidentele care se petrec... Bă, știi care e faza? La mine mi se bulucesc toate ideile acum. Hai să începem cu una de la bun început. Bun, cu sărbările școlare. Cu sărbările școlare, dar adu-mi aminte să trecem pe la accidentele care se petrec pe europeană. Eu zâmbesc, nu e de zâmbit, e de plâns, dar zâmbesc la cât e de ușor de rezolvat și cât de mult se căcăie oamenii. Bun. Să o rezolve. Da? Hai, două vorbe despre sărbările școlare. Deci, scăpa, se pare, de fetițele de 14, 12, 13, 11, 10, 9 ani care dansează pe masă în ritm de manele. Asta am se văzut... spune? Da. Nu știu ce... Scrie pe aici, pe undeva. Selectarea cu responsabilitate a momentelor prezentate în sărbările școlare și nici de cum interzicerea acestora, dar în grădinițe și școli.
Da? Adică, ce vrea Ministerul Educației? Să ne educe, da, de mici copiii prin educarea părinților, de fapt, și a celor care fac selecția momentelor artistice, că nu există sărbătoare de sfârșit de an școlar sau de Crăciun sau de ziua învățătoare, profesoare, diriginte, etc., etc., în care să nu existe niște momente artistice, gen sus cravata, jos cravata. Că se face. E sfârșit de an școlar, te să aduci toți copiii în loc să-i lași să se joace afară, îi aduci și încolonezi frumos pe 3-4 rânduri și îi pui să cânte colinde. Da? Copiii ăia ar prefera să stea să bată cu bulgări de zăpadă. Da. Mai multe aspecte aici. Unu, educatorul, învățătorul, profesorul vrea să arate câte informații le-a dat. Corect, și le-a dat cu copiii. Le-a dat copiii. E ca un examen. Părinții vor să-și vadă copiii în față. Evoluând pe scenă. Live, pe Facebook. Și apare, aici apare chestia că copiii învățătorul n-ar vrea să fie acolo. Nu toți vor să recite în fața publicului. Exact. Nu toți vor să cânte. Pornirea, n-au nici exact, aplicarea. Exact. Aici deci se amestecă niște treburi. Mama și este numai una. Se întinde și se transpiră și din păcate școlile noastre nu au săli pentru spectacole. Da, deci are liceul 5, are o grădiniță, are deci o sală mai mare în care să încapă toți, pentru că din experiență știu. Deci la prima serbare, cel puțin părinți, 2, bunici, 4, unchi, mătușă, da, mamă, tată, 10 persoane pentru un singur copil. Știi, care nici nu spune nimic. Da, și care a fost rolul vieții tale? Păi când eram în școala generală am fost clanța de la o ușă. Eu, poate după aia, poate după aia i-a plăcut și poate după aceea a vrut să evolueze. Dar sunt situații de genul acesta. Apar toți vor să-și vadă copiii. Mai simplu decât să vorbești cu toți diriginții și să selecteze în mod responsabil acțiuni, activitățile astea și modul în care se desfășoară serbarea. Nu e mai ușor să faceți voi o clasă separată de artă? Poți să apară dorința de a fi pe scenă și trecând de la grupa mică, poate... Da, dacă poate nu ai nicio pornire... Nu neapărat. Nu știu acum. Tu ai fost precoce și ai intrat de mic copil înainte de a fi la școală. Sunt un norocos. Da, dar poate alții sunt mai timizi și ar vrea totuși să fie. Și atunci când se iau cu toții... E ok, dar trebuie să fie într-un spațiu conform... Cu siguranță. Care să nu spune senzații de disconfort, nu ție ca părinte, pentru că oricum sunt atâția părinți cretini. Un părinte va sta și într-un picior să-și vadă copilul. Adică nu la asta mă refer. Cu aparatul, se bagă în față. Am pătit-o chiar nu mai vezi. Nu, deci, e copilul ei, nu mai auzi. După aia stau și vorbesc bunicile, mamele, tații, între ei, nu mai aud spectacolul în sine. Da. Deci, spectacolul și începe plictiseala la copii, la cei mici, mai ales, deci până în clasa a patra. De asta e bine de găsit să fie într-un spațiu adecvat, să se poată auzi ca lumea, să fie aerisit, să nu creeze stare de disconfort, să nu creeze stare de leșin, pentru că se întâmplă și treaba asta și am văzut chestiile astea prin săl de clase făcută serbare, ajungea temperatura la vreo 40 de grade. Da, după aia ieși în iarnă și te ia mama ciorilor. Nu, dar leșinau. Că asta cu asta nu mai interesează pe nimeni, să acasă fiecare și... Deci, trebuie făcute stabilite niște reguli clare și de bun simț, care să nu epuizeze, să nu streseze, să nu facă dintr-o serbare... Măi, o serbare trebuie să fie o serbare, o sărbătoare. Da, nu, da. Ideea este că s-a desfășurat un proiect care s-a numit Trăiește, cultivă și promovează bucuria unui timp de calitate ca bucuria creșterii personale. Nu știu ce geniu a descoperit denumirea asta. Dacă era să faci un banner, îți trebuia 87 de metri de material sintetic. E un generic care a vrut A apelați, frate, deci ați apelat la o frunză pentru turism și nu apelați la o agenție de marketing să vă, de design, ceva să vă gândească dracu, niște nume la proiectele astea, că mor cu
cu denumirile astea. A vrut, ce a vrut să spună autorul prin acest titlu? Nu a vrut știu, să spună tot, înțeles. Că, da. În rest, nu mai trebuie să mai citești textul. Ăsta a fost, de fapt, tot discursul lui de începere. Exact. Trăiește, cultivă și promovează bucuria unui timp de calitate ca bucuria creșterii personale. Așa. Gata, deci nu mai interesează ce scrie după aceea pe acest proiect. Se vor alege mai responsabil momentele artistice, dacă acum a dat ministerul obligația asta, sunt curios cum arătau momentele artistice înainte de obligația asta. Nu, cred că nu se implicase, deci rămânea la... Sincer, eu n-am fost la serbări școlare, dați-mi că mie nu prea îmi plac copiii, mai ales și școala, deci, copiii și școala și mai ales împreună, da? Și nu știu cum arată serbările școlare. Când eram eu mic și făceam serbări școlare, erau niște momente artistice foarte clare în care puținii aleși intrau să facă parte din momentele, din spectacolul de sfârșit de an. Erau puțini, dar erau buni. Da? Adică mai puțin se mergea pe hai să-i primim pe toți pentru că au venit. Bun, stai așa, premierea e una, spectacolul e altul, pentru că la apariție în spectacolul ăsta e un fel de premiu. Eu recunosc Da, apăreau în spectacolul alea de pe vremuri. Și erau acei loser, naiba să ia, care aveau tata... proful de muzică în cor, că nu am voce. Pe mine. N-ai voce? Ba am! Dar imaginează deci, selecția care se făcea pentru corul școlii. Nu adică trebuiau cei mai buni. Cei mai buni? Bun. La cor, la chestiile astea vocaționale clare, deci muzică. Dar l-a spus poezii, deci s-ar putea ca tu sau eu să nu fi spus poezie, bun, nu mă pricepeam eu, tu te pricepeai, dar nu era criteriu să aleagă pe tine că te pricepi sau pe mine, nu știu ce. Ce alegea pe al treilea care era fiul lui domnul... Da, ok, corect. Dar eu cred că în momentul ăsta se promovează cumva nu doar valoarea, ci și non-valoarea și simpla se merge pe ideea lasă, nu contează, hai să te premiem pentru că ai participat. Și e o chestie gândire pierdantă, din punctul meu de vedere. Pentru că nu faci pe copil să fie combativ. În momentul în care sunt serbările școlare, este o idee de analizat, aceea de a scoate toți copiii sau de a selecta. Și e ceva foarte sensibil și de văzut ce marchează, cum marchează și cu premiile, că erau... Niciodată n-am fost marcat de faptul că nu am primit premiu sau că n-am primit premiu întâi și n-am primit coroniță. Fine, e adevărat că nici n-am fost la serbările de sfârșit de an până în clasa 7-a și în clasa 7-a când am fost n-am mai luat premiu pentru că a fost un an în care am avut nota scăzută la purtare și nu putea să dea premiu, deci... Fost foarte cuminte, Dan Vasilie, în clasa 7-a. Am făcut... Te-au prins la fumat, recunoaște. Nu, clasa 7-a nu. Te-au prins la fete? Nu. Alte chestii... Mai rău? Nu, mai rău... Hai că încerc să-l trag de limbă, poate iese ceva. Nu. Ceva? Nu. Deci este de discutat, este de analizat, e un subiect mai amplu. N-am făcut grozăvii. Am deranjat ora de muzică. Ora de muzică. Eu fiind afon, fiind fără voce, asta am făcut. Deci aici a fost. Nu mai stăm pe subiectul ăsta. Nu, trecem la... Aș vrea să trecem puțin la europeană. La europeană, drumul, intersecția cu Tămășeniu. Intersecția cu Tămășeniu. Este cunosc pe un tip din Tămășeni care a fost și consilier local. Cred că s-a retras, a plecat Iacob Butnaru, care s-a implicat și a făcut mai multe demersuri. S-au luat unele măsuri pe loc. Măsurile cele mai importante și esențiale pentru a face ca treaba să fie bună, ceea ce ține de autorități, nu s-au făcut. Deci el a spus, în momentul în care au făcut demersurile și au vorbit cu cei de la CNADR, cu rutieră, cu nu știu ce, s-a curățat de boscheți zona ca să fie vizibilitate. Da. S-au pus... Tot ce nu ține efectiv de asfalt. De dunga de asfalt, pentru că aia nu se poate băga nici primăria, nici Consiliul Județean. Nu, dar nu era... deci luaseră și chemaseră toți factorii care puteau să ia decizii. Și ar fi trebuit ca pasul următor să fie acea bandă, deci marcată ca lumea, ca să semnalizeze... Ca să-i lămurim pe oameni. Nu știu dacă ați observat pe pagina noastră pe Roman24 online pe Facebook, am postat zilele trecute, ieri, parcă încă un accident la acea intervenție
intersecție, din fericire de data aceasta, fără victime omenești, doar un cap puțin însângerat și niște oameni speriați și trei mașini făcute zob. Ce se întâmplă acolo? Imaginați-vă că veniți dinspre Iași spre Roman, vreți să intrați la stânga în Tămășeni, înspre adjudent Tămășeni, bineînțeles, fiind europeana, se circulă cu viteze destul de mari, că e între Roman și Traian și e segment în care se poate da pedală, da? Da, da, da. Din ambele direcții, corect? Ei, vrei să faci stânga, trebuie să-i lași pe toți cei care vin dinspre Roman să treacă, pentru că nu e așa, sunt reguli de circulație. Partea proastă este că tu, practic, te oprești în mijlocul europenei, semnalizând stânga. Da, așa, cum, așa cum este și la Săbăoani, așa cum este și la Secuieni, deci intersecții similare. Corect. E, ce se întâmplă acolo? Cea mai ieftină soluție pe care o găsesc eu, dacă ar face cineva, dar cine e cineva ăla, nu știu, o bandă de delimitare spre stânga, cum e la, tot pe europeană, la spre Iași, dar spre la Săbăoani. La Săbăoani. Când intri spre cordun. Și cum intri spre cordun, corect? Da. E o bandă hașurată în care te duci și stai numai spre stânga și toți ceilalți te oculesc. E, aici nu există porcăria asta de bandă. Bă, și e vorba de un chil de vopsea. În primă fază, așa s-ar putea rezolva urgent. Că după aia, dacă într-adevăr vrei să faci mai mult, ar însemna o mică lărgire a... Dar nu trebuie să lărgiești. Cineva spunea de un sens generator, dar nu e nevoie. Nu. Va fi sensul generatorul de man și ai putea deci să mergi până la Așa ar fi corect. Dar, din păcate, nu o să se întâmple treaba asta, pentru că nimeni nu o să vrea să mai consumi încă 120 de grame de benzină. Da, nici măcar, că e vorba de 100 de metri. Știu. Da, am zis așa, știi, cu dus, întors, cu... Decât dacă îl obligi, și anume să delimitezi sensul de mers cu un... De 2 metri. Case. Că altfel omul va face stânga, da, evident. Și în zona aia mai este o problemă care mi-a semnalat-o cineva care circulă zilnic pe E85 și trece zilnic prin această intersecție, da? Intersecție e mult spus, e un drum lateral. E un drum lateral. Pentru că de foarte multe ori a văzut, deci semnalizând în ultimul moment, vorbind la telefon, a văzut ieșind din drumul tămășenilor mașini, biciclete, fără să se asigure. În continuare vorbim și de educația noastră ca oameni la volan. Exact. Vreau să fac stânga și am situația asta, chiar dacă am banda care și marcată spre Săbăoani, da? Deja sunt conștient că este viteză mare pentru toți cei care... Eu din timp trebuie să-mi arăt intenția. Corect, mi se pare normal. Așa, astfel încât... Pentru că am fost acum o săptămână sau două la Săbăoani și cineva îmi dădea flash-uri din spate că să mă dau pe dreapta. Și am semnalizat stânga, cu toate că mai aveam încă vreo 250 de metri, da, să-i arăt intenția, că eu mă duc pe partea aia. Și atunci omul a înțeles, s-a dus pe prima bandă. Degetul. Nu cred că mi-a arătat. Dar a înțeles că după aia a văzut intersecția. Da. Omul poate nu era din zonă și nu știa că urmează o intersecție. Dar e așa de greu acolo... pentru autorități să găsească soluția și acolo, la Tămășeni, la drumul ăla spre adjudent, Tămășeni, deci, acolo? Nu e greu. Postase... Cine ia decizia? Tipul respectiv. Cine ia DNR-ul? Național? Da, da, da. Păi și trebuie să facem ce? Memorii? Cine trebuie să facă? S-a făcut memoria. A fost cei reprezentanții lor acolo. Ți-a spus prima etapă care a fost așa mai ușoară, s-a făcut mai ușoară. Că e ușor și până la urmă. Au ajuns 83 de accidente acolo. Nu știu, dar au avut. Deci asta a fost în vară, după alegeri. Sau, da, după alegeri. Pentru că omul s-a implicat și i-a chemat și asta. A luat, a mai vorbit la telefon, a spus reprezentantul CNADR-ului, cred că, sper să nu greșesc, că o să se implice, că o să finalizeze treaba, deci au făcut primul pas și nu au făcut următorul. Din păcate, încă văd că da. Se întâmplă asta. Deci, s-a descoperit atenție. Statuia, apropo de mers sigur și de... Băi, mi-a plăcut. A zis eu lui frate meu, apropo, la mulți ani frate meu, face niște ani. La mulți ani.
pune zilele trecute pe Facebook o chestie absolut bestială, apropo de că s-a descoperit statuia, s-a dezvelit statuia Sfântului Andrei de la Gară, atât de discutată și atât de pro, contra, s-au creat tabere întregi atât în viața reală cât și pe internet. Și pune frate-mi o chestie pe internet, el de obicei nu pune chestii, dar și când le dă, le dă. Zice, bă, păi dacă Sfântul Andrei e protectorul României, al României în totalitate, Sfânta Parascheva a Moldovei, da? Da. Dacă Sfântul Andrei e protectorul României, bă, la cât de prost merge România, asta înseamnă că Sfântul ăsta nu-și face treabă deloc, ori e incompetent. Trebuie să găsim altul. Alt Sfânt. Ei, asta așa, ca paranteză, da? Las la o parte ideea, bă, are dreptate. Adică dacă Iohannis e protectorul României, da, legislativ vorbind, administrativ, și merge țara cum merge, înseamnă că el e prost și incompetent și ceva se va întâmpla cu el? Da, la următoarele alegeri. Într-un fel sau altul, păi și cu Sfinții la fel, nu? Dacă ăsta e protectorul României și uite ce bine ne merge. E... Bă, da, e, acum e și ideea asta, că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Da, măcar să-ți dea traistă. Sau posibilitatea să-ți faci una. S-a descoperit statuia Sfântului, s-a dezvelit statuia Sfântului. Mă nebunești cu descoperit? Au, da, nu știu. Mă gândeam, am zis, bă, ce săpături arheologice? Am stat 3 ore acolo, înțeperit de frig, ca să vedem o statuie pe care am văzut-o deja, cu multe zile înainte. Da. Gândurile tale, că, nu știu, n-ai fost, ai fost fericitul care a stat la căldură. Am trecut la ora 2:10, începeau să mișune deja pe acolo din partea organizatorilor câțiva omulețe, aduceau boxe, cred că astea. Dar nu s-a cântat, nu s-a dansat, zic eu, de fapt. Nu, am văzut cu un sobor de preoți. Nici ei n-au dansat. Nu dansat. Nu știu câtă lume a fost... Mai mulți decât mă așteptam. Nu știu câți au venit cu plăcere, câți au fost aduși cu arcanul, că și profesoarele de religie trebuie să-și facă o normă și au venit cu o mulțime de copilași. Da. Deci au fost sursă pe campanie electorală. Deci au fost o mulțime de copii și sunt convins că au venit cu profesoarele de religie care, neavând un obiect de studiu efectiv, trebuie să facă ceva cu copiii ăia. Da, după amiază. Da. Și au zis că au fost minus 5 grade și erau înțepeniți, erau albaștri toți. Se vedea o mare albastră de copii. Hai, mă, că n-a fost. Vineții. Frate, lasă-mă puțin, că eram eu un nebunit de frig. Am făcut armata de oameni. Îi umbră acolo de la... De la Sfânt. Stă cu mâna așa și acoperă. De la gară. Eu în continuare spun că nu asta, că statuia se putea pune în alte locații care să, și acolo să se facă ceva pentru fluidizarea traficului, pentru locuri de parcare, pentru că asta e o problemă. Dar cei care au ales locația aia n-au mers cu trenul, sunt sigur, în ultimii 10-15 ani deloc. Merge cineva cu trenul? Merge. Sunt foarte mulți oameni, sunt mulți oameni care fac naveta spre Bacău sau spre Pașcani. Sau oameni care de la Pașcani sau de la Bacău fac naveta și vin și lucrează în Roman. Wow. Și vin cu trenul. Serios, chiar ai zis chestia asta? Vin oameni din alte orașe să lucreze în Roman? Da. Sunt oameni care lucrează. Din diverse... Piața locurilor de muncă avem noi așa de fantastică încât să vină... Nu. Unul din familie are loc la Bacău, altul are aprins aici. E bun pentru cel de la Bacău, e bun la Bacău și pentru că probabil au domiciliu acolo sau au casă, proprietate acolo sau pentru copii au considerat că e mai bine, au ales varianta să facă naveta, pentru că sunt și poate, nu știu, 2, 3, 5, 10 oameni mici de afaceri care au afaceri aici și locuiesc în Bacău sau locuiesc în comunele de pe traseul ăsta Roman-Bacău. Da, și da. Sunt vârfuri de aglomerație dimineața și după aia la ora 4 când încep să vină trenurile cu schimbul 1. Și... Da, vreau că metropola Romanului există. Nu vrei să cred, dar chiar există rush-hour, adică există momentele astea de aglomerație de care spui tu. Da, da. Și mi-am mai dat seama de o chestie, odată cu trecerea timpului și cu evoluția noastră, suntem în 2016, trecem în 2017, copiii nu mai știu să meargă pe jos. Băi, deci nici măcar distanțe scurte, de 15, 20, 30, 50 de metri. Copiii nu mai știu să meargă pe jos. Adică e vina părinților, părinții cu creierul atrofiat și cu picioarele deci, atrofiate. Deci cel puțin pe cea rosete. Vă spun acum, nu că locuiesc eu acolo, dar deja e o tâmpenie pe strada aia, că e închisă, e o fundătură, da? Și sunt parcări și pe o parte și pe alta străzii. La ora 8 dimineața, când vin copiii la vin părinții la școală cu copiii,
Nu-i lasă să meargă din capul străzii, care e stradă închisă și ar trebui să nu aibă circulație pe acolo, că e închisă, e o fundătură. Îi duc până în poarta școlii, pe toți, și mașinile cu care vin nu sunt de cele mai mici sau pe care să le iei în spate și să te dai la o parte. Și se creează niște șiraguri de mașini, între alte două șiraguri de mașini parcate, iar eu, rezident acolo, vreau să ies cu mașina și să plec la serviciu și nu pot. De ce? Pentru că stau după toate mămicile și toți tăticii care își aduc copiii până în bancă, cu mașina. Da, da. Fac un apel, vă rog tare mult, lăsați-i să meargă de la intersecție până la școală, îs 50 de metri de stradă închisă, pe care nu există câini, vagabonzi, drogați, răpitori de copii, teroriști sau trafic rutier. Decât foarte puțin. E unul singur care nu-i plac copiii. Măi, greu să ieși de acolo dimineața, stau cu 3 sferturi de oră ca să... Sunt de acord cu ceea ce spui, este adevărat ceea ce spui și pe tineretului, deci e aceeași chestie. Sau, da, mă, treceți pe tineretului, lăsați-i în fața școlii. Pe tineretului este poliție la treceri de pietoni dimineața și după aia la sfârșitul programului. Și opresc părinții. Opresc și eu. Da, mă, dar copilul coboară, pleci. Da, 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 da. Tam. Da, da, e adevărat. Dar am încercat să fac virajul la dreapta spre Marom, venind dinspre Bogdan Dragoș, astfel încât să nu opresc să trag pe partea dreaptă și să blochez traficul. Sau m-am orientat în momentul în care poliția a oprit circulația ca să dea prioritate pietonilor, atunci evacuare rapidă, cu instruire adecvată a copiilor. Atenție, momentul în care vă spun ieșiți, ați sărit și ați ieșit. Că sar pe trotuar, nu? Da. Așa. Și de acolo se descurcă. Da, da. E chestia că sunt ceilalți care opresc, sunt mulți care opresc fără să intereseze, mulți care parchează, să ducă ghiozdanul în clasă, da, copilului. Iarăși, aici e o problemă. De hiperprotectivitatea parentală, dar e absurd. Copilul trebuie să-și ducă singur ghiozdanul, frate, și dacă merge 10 metri, nu cred că moare foarte, foarte, foarte grele. Și aici am întâlnit o situație vorbind cu un părinte care are copilul în clasa 9 și copilul are un văr tot în clasa 9. Numai copilul iese din Roman, vărul iese din București. Așa. Și bineînțeles că cei doi veri discută, corespondează, au minute la telefon să vorbească. Da. Sau pe Facebook, sau pe Messenger și așa mai departe. Încă mai sunt profesori care dictează la teste, în loc să vină cu testele deja printate, sau le-ai scris de mână. Da. Și după aia ai făcut copii și ai dat asta. La București li s-a spus copiilor, încercați să folosiți o tabletă sau un laptop, fotografiați manualele, așa, și veniți. Bine, le fotografiez zi de zi. Deci paginile de la lecția de zi, lecția de înainte și lecția următoare. Nu cu 80 de cărți. Da, exact, exact. Deci nu... Și am înțeles că nu te primești permite o tabletă. Am înțeles. Nu te primești permite o tabletă. Da, este adevărat, dar vorbesc de... Mă, una este duși cu un ghiozdan de 30 de kg. Hai că poți să fii la liceu cu pretenții, să fii bun, dar să nu aibă forța financiară părinții să plătească. Da. Aici trebuie rezolvat. Madame Andronescu în campania electorală din 2012 mai că băga mâna în foc în fața noastră la conferință de presă că o să aibă copii din secunda 2 când o să iasă ea parlamentar. Fel, că toți copiii în țară au tablete și telefoane mobile și e mult mai ușor pentru ei să învețe acum. Ia uzi, mi se pare că îi face mai proști. Mă scuzați. Nu, mi-a prea mai proști. Adică am văzut chiar zilele trecute pe cineva învățând de pe telefon și zic, bă, da, cum te rezolvi? Un telefon, da. Da. Smartphone. Nu se cheamă smartphone degeaba, are mai multe cunoștințe în el decât am eu. Și ziceam, toate manualele le am aici. Pozate, da, adică a deschis carte și a făcut o fotografie la carte și citește și își face lecțiile și toate alea de pe telefon. Zic, băi, când eram eu în școală, puținul timp pe care l-am petrecut eu în școală, eu mergeam cu un caiet, că asta... Da, bun, așa am avut și eu. Eu stăneam saci întregi de cărți, de manuale și mi-aduc aminte că erau vreo 3 colegi, nu aveam pentru matematică.
În plus cu legea bun, în școala generală toată lumea avea caietul lui. La liceu treceam pe un singur caiet. Dar aia era altă treabă. Deci au sursă de informații, sunt atitudini de luat și de venit în secolul 21. Toată lumea spune așa, avem grijă de educarea tineretului, de viitorul copiilor noștri, de învățământ, vom în campanie electorală, da, vom mări salarii la profesori. Zic, da, e adevărat, dar nu asta e problema principală. Deci, în primul rând... Să se înțeleagă, dacă profesorul va câștiga mai mulți bani, va fi mai bun? Va fi mai... noi avem nevoie de schimbat programele școlare, da, de schimbat manualele. Da, deci nu se rezolvă de mulți bani. Eu sunt de acord, dați-le bani. Da, da, deci, dar nu se rezolvă nimic. Da, nu rezolvă, exact, asta vreau să spun. Nu rezolvăm viitorul copiilor aici. Profesorii merită fiecare leuț. Fără discuții. Fără discuții. Să lucrezi cu gașcă de 30 de nebuni, nu e ușor. Încearcă să stai în fiecare zi cu 20 de copii și dacă nu ești... Sunt la o parte, bineînțeles, micile chestii de la pregătiri, mai faci acasă, mai ies de acolo niște bănuți. Asta e altă poveste, da? E altă poveste și, iarăși, atențiile de 1, 8 o altă, zi, am mai discutat am mai despre asta, da? Dar e chestia asta de a schimba, am avut discuții și încă sunt discuții când s-a spus de limba latină, cred că am mai discutat și aici, da. Limba latină în clasa 8-a, băi, ce știi? Inutilus est, carpe diem, agvila no capit musca. Domnule, stai așa o clipă, nu scoatem, da, latină, da, o trecut Grigore Munță. Da? Da, se tranzit, da. Gloria Mundi, zic. Ah. Deci, la liceele de profil, liceele de filologie, seminarii teologice, catolice, da, sau ortodoxe, se face latina. Nimeni nu se atinge de orele de latină de acolo, că își au rostul lor. Latină, greacă și așa mai departe. Dar, deci când păcălești oamenii, trebuie să-i păcălești într-o limbă clasică. Da, dar ora aceea de la clasa 8-a este aiurea. Înțelegi? Da. Pentru că nu l-a ajutat cu nimic. Exact. A fost folosită și cred că mai este folosită de profesorul de română. Nu spune nimeni să nu fii cult. Fii cult, frate. Dar nu, da, se ceară, dar... nimeni să-l citești pe, nu știu, de cartă în latină sau... Da, dar asta vine după aceea specializare în liceu, după liceu. Cine educă pe cei care trebuie să educe? Pentru că, uite, bă, uite, în zona română au rămas fără director, respinși în diverse etape ale examenului de titularizare sau ce a fost acum cu directorii. Mă uit și o listă interminabilă de directori care au fost respinși la examenele astea. Nu, nu, nu. Stai așa, nu e vorba de respinși, ca să nu faci confuzie. De exemplu, hai să spun deci, yeah, aici cazul, da? Da. E o diferență între cel reușit de un sfert de punct. Da. Deci, la mod... Deci, nu că sunt incompetenți sau prost pregătiți. A fost mai bine pregătit cel care a luat cu... Și, spun, în cazul ăsta e o diferență de până într-un... Până în jumătate de punct. În zona roman au rămas fără directori o serie de unități școlare. Fără directori. De ce? Da, n-au făcut față. Da, atâta vreme cât învii cu treaba asta... Zi-mă cu Maria Campău, nu? De la școala numărul 1. Pe la școala 1 n-a rămas fără director. Dar zice că a fost respinsă la diverse... Bun, da, dar este altcineva că a mai candidat încă o echipă. Deci aici chestia. Că e posibil să fie școli unde să fi candidat singur directorul, da, care era sau altcineva care a vrut directorul în funcție, n-a mai vrut să mai candideze și n-a luat. Deci e posibil să fie și treaba asta. Ideea este că mă uit aici la o listă de că-s 40. Nu știu dacă avem 40 de școli pe zonă. Nu, nu sunt. Păi uite că e și Oniceniu, și Bâra, și Socia, și... Și se spune, au fost respinși în diverse etape ale examenului următorii candidați. Și intervine toată lista asta de 40. Acum, lăsăm la o parte că personal eu prefer un director care să fie un bun administrator, nu neapărat un bun profesor. Adică ar vrea să delimităm cumva, ca și la spital. Una e să ai un doctor bun și alta e să ai un administrator bun. Da? Da, da. Deci da, ar trebui să aibă relative cunoștințe și din direcția cealaltă, pentru că... Na. Da? Aș prefera, nu trebuie neapărat directorul de școală să fie și profesor, cadru didactic. Punctul meu de vedere.
Discuția de genul ăsta se poartă și la spitale. Și am avut discuții cu medici pe chestia asta și văd că ministrul sănătății a venit și a punctat bine treburile. Dom'le, dacă ești doctor, da, e foarte bine. Seamnă că ești un doctor bun, de vreme ce te-au propus ca manager, dar în momentul în care ești manager, trebuie să știi că trebuie să manageriezi, da, acea instituție și atunci timpul tău pentru medicină se duce. Și este o realitate. În spitale, managerul, directorul de spital avea sala de operație numai pentru el, n-aveau acces ceilalți. Da, știu situații în care aveau laparoscop ca să facă operații laparoscopice și făcea numai directorul de spital. Ca să nu se uzeze. Da, deci era un răutăcism dus la extrem. Adică, cine avea de suferit? Că nu câștigau colegii la fel de bine ca el, pentru că veneau mai mulți pacienți la el să facă laparoscopic operația, da, dar erau pacienți care nu puteau să-și permită să ajungă la director și nu puteau să beneficieze de o intervenție de genul acesta și poate pierdeau lupta cu viața. Da. Deci, aici... nu știu, eu aș delimita foarte clar, aș delimita, mă frate, ce ne trebuie? Ne trebuie un administrator. Dacă nu mă știu, în Statele Unite, manager, deci nu-i profesor. N-am vorbit cu nimeni din Statele Unite, dar am să vorbesc cu Tacu. Cu Tacone, cu care făceam într-o perioadă emisiuni la Radio Nord-Est. El e în Boston de... Da? Și chiar am să-l întreb, cum e la ei? Adică, înțeleg că e bine să fii specialist, dar nu trebuie să fii neapărat cadru didactic specialist sau medic, da, specialist. Uite, ca să conduce o unitate sanitară sau o unitate... Să te uiți, de exemplu, la patroni. Da. Trebuie spiritul antreprenorial. Fără discuții. Ai simțit ceva într-un business... și ar putea să găsești oameni care nu au pregătirea în business-ul respectiv. Fine, ei în timp se specializează și învață termenii din business-ul respectiv. Da. Da? Prelucrarea lemnului. Nu l-am văzut pe un patron, un anume patron, dând cu ciocanul sau... Da. Dar are echipa pe care știe să o conducă, să știe ce să le ceară, cum să le ceară și ce anume vrea să iasă ca și obiect și după aceea are și abilitatea de a-și putea vinde marfa. Pentru că nu-i numai să o faci, e ușor de făcut, să zicem, da? Ai tot ce trebuie la dispoziție, ai făcut. Sunt niște costuri, după aceea să o și vinzi. Deci trebuie să ai abilitățile manageriale pentru a putea conduce o instituție. Bun. Și nu e ușor de condus o instituție gen spital sau gen școală, în care discuți cu, da, pentru ce un stat rigid, cu birocrație, și apare chestia asta și la doctor, și la profesor, că la noi profesor nu știe. Băi, da, stai așa o clipă. Tu ce ai de făcut? Ai de făcut orele. Bun. Eu trebuie să-ți asigur un spațiu curat, căldură, da? Să mă asigur că nu-ți cade acoperișul în cap, că... copiii au siguranță că vin în școala aceasta, corect, deci răspunde relația cu primăria. Angajările, să văd ce oameni îmi trebuie, ce oameni nu trebuie, de ce e așa, de ce e așa. Avem în învățământ oameni care nu au chemare pe învățământ. Așa e, o grămadă chiar. Din păcate, da, mulți. Deci trebuie să-ți placă și să te implici foarte mult în treaba asta. Sunt profesori, am văzut profesor gradul 1, deci mai e doctoratul după gradul 1 în învățământ. Nu. Deci clar că omul ăla ți-ar fi răspuns la toate întrebările din materia respectivă, dar nu putea să transmită informația... Câte cui are nevoie ca să pună tablouri de preț? Nu. Mă refer la relația cu elevii. Acum. Deci nu putea să transmită informațiile astea elevilor. Aici e chestia. Deci, să știi să atragi copiii, să știi cum să le dai informația. Nu poți să vii la copii și aici e o chestie, planul de lecție. Deci se fac, profesorii trebuie să aibă planificări, plan de lecție. Da? Da. Vii cu planul de lecție și predai la fel, deci sunt alte generații, da? Sunt diferiți și tu vii cu același plan de lecție. Da.
mă, trebuie să ai un fir roșu, ok, ce informație transmiți așa, dar în rest modalitatea de a preda, la clasa asta e într-un fel, la asta e într-un fel, la asta e într-un fel, trebuie să ai chemarea. Nu. Deci încă avem treaba asta, rigiditatea asta. În continuare de management defectuos, n-am nicio treabă cu ce vezi tu pe ecran. Management defectuos, nu știu dacă ai băgat de seamă sau dacă a băgat cineva de seamă, ieri a fost 1 decembrie, ziua națională. Da, am pus niște pomi în pământ. Da? Da, da. Bravo ție, felicitări. Altceva vreau să zic. Și nu că n-ați băgat de seamă că ieri a fost 1. Toată lumea a băgat de seamă că ieri a fost 1 decembrie. A fost ziua ProTV-ului. Corect. Și că Andreea Esca a zis acum 27 de ani să înceapă calupurile publicitare. Bună seara, România, bună seara, București, dați drumul la publicitate. Că nu știi că râdeau ăștia pe internet 19 ani de publicitate și un an de emisiuni. Adunat cap la cap? Adunate, puse cap la cap, 19 ani de publicitate, un an de emisiuni pe ProTV. N-a spus nimeni nimic mândru că sunt român și că Brâncuși e al meu. S-a terminat cu Brâncuși e al meu. Da? Deși l-au tras de săracul mort de la un nebunit. Au făcut campania cu mințenia pământului. Au sperat că o să implice oamenii. Oamenii s-au implicat. Prea puțin. Da, stai puțin. Nu era obligatoriu și nu era obligatoriu, nu era corect. Nu neapărat. Era vorba de... Aici s-a văzut, de fapt, cred că a fost cel mai bun sondaj pentru a se vedea ce înseamnă cu adevărat să fii patriot, da. Ce înseamnă cu adevărat să fii român, ce înseamnă cu adevărat să te implici. Da. Da? Deci, niște chestii mărunte, care o să vadă la alegeri. Deci, la alegeri o să vadă câți o să vină la vot, ce o să se voteze. Cred că cea mai mare idioțenie pe care am auzit-o în România în zilele astea a fost mândru că sunt român. Mi se pare, și îmi cer scuze. Nu, că au este la un partid. Este. Nu. Toată lumea a pus pe Facebook, pe internet, cel puțin ieri, după ce un an întreg înjuri România și te bucuri că ai plecat din ea, vine ziua cu mândru că sunt român. Da? Și nu mă interesează dacă face parte din campania vreunui partid, e o chestie de bun simț și aș prefera să ne gândim înainte să spunem prostia asta. Bă, sunt român, îmi place România. Nu sunt mândru că sunt român. De ce? Pentru că nu am motive. Trăiesc într-o țară în care condițiile sunt jenante. Bun, astea sunt alte aspecte. Eu nu. Întreabă-te dacă ești mândru de copilul tău. Bă, este cel care îi bate pe toți din școală. Ești mândru că e copilul meu. Nu. Da, nu, eu la altceva vreau să spun, care s-ar putea să... știu eu, să nască controverse sau da, chiar un aspect al meu. Eu spun așa, sunt mândru că sunt pământean, de fapt sunt norocos că sunt pământean, iar faptul că există granițe e o chestie artificială. Faptul că... Există o lege care mi interzice să spun ce gândesc. Da? Da. Nu am voie să bag într-un grup de persoane, n-am voie să generalizez și să... Da, n-am voie deci, să spun. Chestia asta. Oamenii la început se băteau pentru mamutul care îl prindeau să-l mănânce, da? Mai întâi se băteau pentru femei, cu siguranță. Nu, pentru femei nu s-au bătut decât după ce au mâncat mamutul. Deci, ai gândit cu burta plină? Cu burta plină, s-au bine să alergi și să te asta. Dar... au trebuit căutate și să existe motive de a justifica cheltuieli pe înarmare, dorințe ale unora de a fi conducători. Lămurește-mă, te rog, de ce am ajuns din preistorie? Adică vorbeam de 1 decembrie. Mândru. Mândru de a fi ce? Că noi acum suntem europeni, avem granița la Prut, da? Trecută spre Nistru, dar cu semnul de întrebare acum cu Dodon, da? Și avem granița până la Tamisa, vreau să zic, dar e Brexit-ul și numai... Până la canalul Mânicii. Până la canalul Mânicii. Deci, suntem mândri că suntem în acest spațiu, da? Că avem contact cu civilizația, că putem să ne deplasăm pentru a vizita, pentru a munci, oriunde în zona aceasta. Da? Acum că... Poate e numai pentru tine, dar eu am dublă cetățenie. Eu sunt și asgardian. Nimic nu știi. Nu știu. Am primit cetățenie asgardiană acum de o săptămână. Dar ce e Asgardia? Asgardia e acea națiune care e separată de restul pământenilor. Da? Da. E în altă direcție. În altă galaxie? Da. Deci nu-i... Nu, e chiar foarte reală și sunt până acum, cred că vreo 300 de milioane.
Da. Care au primit cetățenia sgardiană. Și ce trebuie să fac ca să primesc cetățenia sgardiană? Să te interesezi și să... Da, și ce obligație am? Măi, trebuie să particip. Sunt anumite evenimente, sunt discuții pe internet, evident, vorbind o națiune... E, nu e reală la modul cu granițe și cu... Există ca... Aha, în lumea virtuală, da, creată. Da, e, da. Nu au un teritoriu. Nu ține de pământ, nu, dar nu ține de terra, nu ține de pământ. E a spațiului. Bun, deocamdată sunt numai oameni de pe terra. Deocamdată sunt numai... Deci nu mai știm noi cine mai e acolo. Na, da. N-avem de unde să știm. Ok. Și... nu te-au spălat creierul să... Nu, nici vorbă. Deci nu e al lui Soros? Am adoptat un drapel, nu. Mai omorât cu Soros, frate. Da, am adoptat un drapel, s-a adoptat un logo oficial. Imn încă nu. În ce limbă se discută? Internațional. Engleză în mare parte, pentru că e limba care... Ce religie are acest stat? Toate religiile. Toate religiile. Oricine este binevenit, deși religia este un subiect mai... E o comunitate, aș spune, bazată pe știință mai mult decât pe religie. Da. O să încerc să-mi iau... Căutați, nu interesați-vă, este un concept foarte, foarte interesant, la modul că, bă, pentru cei care spun că pe pământ treaba nu mai merge. Da? Sub pământ merge? Nu știu, acolo deja intri în Shambhala, te duce în altceva. Apropo de pământ și sub pământ, mai avem de vorbit pe subiectul ăsta, despre ce vorbeam. Mândru de a fi român. Mândru de a fi român. Da? Că da, știți, cu toții cumințenia pământului nu se mai cumpără. Pentru că, bă, nu i-am treaba asta. Îmi pare rău că n-am spus... Da, nu zis-o la un am zis la un dat ceva, dar n-am... Acum, bineînțeles, sunt cei care au donat și sunt destui, degeaba spui tu, sunt extrem de numeroși românii care au donat diverse sume pentru îmbrâncușenia... Da, le vor primi înapoi. Da, dar când și cum? E, la sfârșitul 2017, după ce depui un set de acte, set înseamnă teanc. Sigur. Păi trebuie să dovedești cumva că ai făcut o depunere. Poți să faci o donație anonimă. Felicitări, la revedere, oraș la gara. Dar nu au fost donații anonime. Dom'le, dar eu pot să mă duc și să dau niște bani. Nu poți să dai nici măcar un leu. Nu vreau să-mi apară deci, numele acolo. Deci dacă te duci la bancă, doar prin bancă s-au virat banii. Nu neapărat. Păi ești la ministru, la Muzeul Național și dai acord. N-a fost așa. Pentru deci, cutiuță, donați aici pentru cumințenie. N-am văzut cutiuțe de astea. Ai de mine ce... Deci cutiuțele alea, da, te fac anonim. Și acei bani nu mai vin înapoi la tine. Dar restul banilor s-au donat. De exemplu, eu dacă vreau să îți trimit ție, pentru că ești plecat în Vama Veche și s-a terminat banii de... Și am rămas doar cu chiloții de pe mine. Ai rămas doar cu chiloții de pe tine? Vându hainele pentru domnul. Spun, băi, neamtule, dă-mi... codul tău IBAN să-ți trimite imediat să-mi scot cardul. Că... Îl ai între... Așa. Că numai decât chiloții unde trebuie bun, că ai un card sau vreau să... Da, pentru orice altă variantă ca să trimit banii, știu eu, prin alte sisteme, oricum alea mă oblig, clar da. Mă legitimez, dar mă duc la bancă și okay, să pun... transfer bancar apar datele tale, da, evident. Mă duc să plătesc o factură de-a ta. Băi, îți plecat și du-te și plătești chiar factura la curent. Bine, pe banii tăi, tu m-ai lăsat banii, nu de banii mei. Așa, și mă duc la bancă și sunteți titularul? Nu. Că parcă dați-mi buletinul. Bun, deci tu îmi spui deci, că pe baza datelor alea oamenii își pot lua banii înapoi. Își vor lua banii. Că o să trebuiască o hârtie, este altceva. Asta, chestia cu teancul, cred că e băgat așa în campanie electorală de o anumită parte a eșichierului politic. Posibil. Da? Dar cu statul la cozi va fi o realitate. Nu neapărat, pentru că în mod... Nu cred că banca deci, va face un transfer bancar înapoi către titularul contului. Ar fi foarte ușor. Ceea ce a trebuit făcut și guvernul actual a făcut anumite treburi spre debirocratizare, anumite... Ai zis din prima. Din greșeală? Să nu mă mai pui să mai spun o dată. au ușurat într-adevăr munca pe anumite paliere, dar nu în totalitate. Da. Pentru că sunt acei oameni mândri că sunt români, că au prins un post într-o instituție a statului și stau așa și își dau seama. Domnule, dacă punem tableta asta sau calculatorul aici să facă treabă, 5-7 oameni
ar trebui să zboare din sistem. Da, nu suntem tâmpiți. Deci rup cablu, da. Bagă virus. Nu, cablu, eu nu am nevoie de aia. Da, bagă virus și altceva, deci ca să fie treaba asta. Și aici, ceea ce ar trebui pentru înapoierea banilor, ar fi o hârtie în care eu spun cine sunt, cum mă identific, când am dat banii, suma și când am dat banii, cum am dat banii și făcut donații printr-un SMS? Da, și prin SMS în data de suma de. Ar face careva nevoie chestia asta? Au donat. Eu n-aș face. Eu să mă duc să mă caut în mesaje unde dracu e ăla cu donația, frate, cu Brâncuș și al meu. Dar au venit... Ești genul prietenii mele care dă câte 265 de mesaje pe zi. Păi îți iau viață să ajungi la cu 3 săptămâni când ai făcut o donație de 2 euro. Te lași pe gubaș. Da. Și evident, cei care se lasă pe gubaș, banii lor, unde se duc? Nu știu. De vreme ce îi trebuie returnați, că tot afacerea a picat. Da. Puneți-mă întrebări. Trebuie rezolvat. Oricum, noi n-am rezolvat încă problema cu banii care au fost din contul Libertatea. A, bă, și nici nu o să rezolvăm vreodată. În 1990. A murit Fidel Castro, bă, deși iubeau toate femeile, tocmai pentru că era Fidel. Am ajuns la, da. Dumnezeu să-l ierte, era ateu, nu? Păi să-l ierte. A fost papa pe la el. Deci nu era chiar... Da, a fost în singura țară comunistă în care a fost papa. De ce vrea să fumeze ceva cu bani? Cu Fidel? Cu Fidel? Da. Fidel n-a fost prost. Acum este o diferență și e clar, e foarte greu să spui, să faci o definiție a prostiei. Trebuie să dai un test de inteligență, să mergi pe sârmă, să știi să cânți, să cânți la chitară. Dacă nu știi să cânți la chitară, clar că ești prost pentru lumea chitariștilor, da. Și așa mai departe. Dar eu cred că Cuba putea să fie într-un alt stadiu de dezvoltare. Acum, pentru noi, are un farmec aparte. Cuba, da, e o țară exotică. Dacă am putea să mergem acolo, am vedea niște lucruri interesante, știi? Dar e ca o întoarcere în timp, așa. Dar e să ies afară. Bun, zic, acolo și clădiri. Să te duci să vezi cum se face trabucul. Că nu se mai face la basului trabuc și tutunul ăla cubanez. Se face decât trabuca. Țigările alea cubaneze. Nu eram fumam, dar nu eram un mare fumător, aveam niște țigări luate de la poloneze, ruși care veneau în 89 aici și am luat în armat un pachet de Monte Cristo. Pot să fac reclamă, nu? Da, bă, nu mai există. Nu știu, da, păi de asta. Și știu că au luat fumătorii răiți de acolo, le-am servit cu o țigară și erau să moară. Deci țigări. N-am fumat, nu m-a... Ne apropiem de final, domnul. Lăsăm Cuba puțin la o parte. Ne apropiem de final. Asta Cuba, în Cuba nu e iarnă. Cuba nu iartă? Nu iarnă. Nu este iarnă. E iarnă în Roma. Urmează să fie și zăpadă. Domnul Bojescu, bagă mâna în foc, city managerul Romanului, că suntem pregătiți pentru iarnă, de parcă nici n-am mai auzit până acum formularea asta niciodată. E prima oară când o auzim, suntem pregătiți pentru iarnă. Operatorul de salubritate care s-a încheiat un contract de 25 de ani, un sfert de secol. Da. Deci omul, contractul cu Rosalu trebuie să meargă 25. Bine, au rulat deja niște anișori din contractul ăsta, da? Dar cine a semnat contractul ăsta pe 25 de ani? Nu mai știu. Care primar a semnat cu Rosalu pentru dezăpezire și... Știi de nivelul meu, da? Da. Aha. Domnul Cărpușor, gen. Da? Mulțumim. Deci au trecut... Au trecut niște ani și vreo 8, măcar. 8 ani au trecut din contractul. Din 25. Ideea este că mie îmi place formularea. Suntem pregătiți pentru iarnă. E o chestie pe care o auzim în fiecare an și în fiecare an... Gata. Zis că ajungem la final. Asta era așa, un fel de răutate gratuită, dacă suntem pregătiți pentru iarnă. Altceva vreau să zic. Nu scoateți mașina când minge. Domnul Dan Vasiliu, te rog să-ți iei frumos la revedere de la... Nu mai facem nicio emisiune. Da, e ultima emisiune.
Omul nostru și-a găsit un alt job, oameni buni, asta e ideea, mai bun, mai bine văzut, mai bine acoperit, o să audă și când plouă, că e primul care o să audă când plouă, că o să-i bată în tăpli, dacă înțeleg eu bine. O să aibă și căpșorul acoperit, nu o să mai fie capul gol, ca acum. Da, da. Trebuie neapărat, da, mersi, că nu pot. Mersi, neamțule. Și data viitoare o să te salut cu respect, că sper din tot sufletul să nu fiu nevoit, dar nu vreau să dau prea multe detalii, nu vreau să dau mai multe detalii, da? Da, o să fie un alt loc de muncă. Nu mai dăm detalii. Nu. Nu-i pe servicii. Da, suntem, o să avem grijă ce vorbim și mi-a făcut, da, foarte mare plăcere să împart această masă cu tine, acest birou, că, da, de cursul acestui. Oricum, eu partea mea. Uite, mi-am luat și aparatul să fac o fotografie cu... Cu echipa? Cu, nu cu echipa. Când ai venit eram 7. Nu știu cum dracu ai venit, tu au rămas doar 2. Și deja acum scăpăm și de ăsta, rămâne sigur. Cu urmăritorii de pe net. Deci, nu, dragi, pe urmă, de... pot fotografia, ai fotografie. Și toată lumea să-i arate succes. Succes, da. Da. Deci, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Domnul Dan Vasiliu, îți mulțumesc și ție pentru... Îți doresc să găsești o parteneră de emisiune. Da, tu o să fie. Dar nu aia pe care o vreau eu. Rămâne să ne vedem când o fi data viitoare. Sănătoși. Sănătoși și dacă nu ne mai vedem până la anul, dai cap de vreme, nu? Dar și mergi să luăm așa mulți ani. Hai, toate bune, sănătate! Pa.